Argins. Dar mama mea nu e dragă așa ceva. Dar tu nu bei? Nu. Am 11 ani de când nu beau. Dar câți ani ai tu? Câți ani ai acum? 18. Ce vârstă ai acum? Ruslan, câți ani ai tu? Păi că am uitat. Ai uitat câți ani ai? Anul nașterii. Ce an te-ai născut? Nu, zici că de 11 ani bei. Mă uit că ești tinerel. Am în vedere atâția ani am de când nu beau. Dar așa. Am băut. Ai băut? Da. Păi, și de asta te întreb, zic, ești tinerel. Când ai băut tu? Când aveai 15 ani? Sau ei, câți ani ai tu acum? Îți spun că am 10-11 ani de când nu l-am lepădat, dar am vedere că am înșinstit. Am înșinstit că nu facem ghine. Cauză, Ruslan, spune-te, rog frumos, înainte de a cunoaște concubina, familia o cunoșteai? Deci, ca să înțeleg, doamna Elena, dumneavoastră vreți să ne spuneți că Ruslan o bate pe Irina? Foarte tare, foarte des o bate Irina. Dar de aia de ce? N-are grijă de copil. Irina servește din când în când câte un pahar. Și din când ai venit, dau una să-i la cale, duc să cumpere băutură și o cumpăra 3-4 șupuri din și această săptămână la dânsa la ați băut cajitele. Doamna Fiodora, lăsați-l, vă rog, pe Ruslan să vorbească. Pentru ce ești invalid? Tu ești invalid de gradul 2, pentru ce? Mai jucam cu un berișor de meu. Așa? Pe un beci acolo. M-am suit într-un nucar, din nucarul și ăla s-a rupt o crangă și a închicat cu capul în jos pe beci, de pe beci iară cu capul în jos pe țământ jos. Și ți-ai spart capul? Da. Și atunci de ce ești invalid? Și a închicat fără znoznani. Și m-a luat tata în braț și m-a dus la aptești la... și a povenit scoră și m-a dus la bolniță. Ce diagnoză ai? Ce ai cu capul? Ei, ia că dacă mă nervez, mă doare capul, nu pot feri. Te nervezi tare? Da. Și des? Și des. Ești nervos? Nu, dacă îmi dai pași, îți dau pași, gata, mi se liniștește capul, dar dacă... Dar dacă te nervezi, începi să iei șutoriu și să bați pe Irina. Dar pe liboi care n-a și cu minte. Da, mă îndere că... Dar tu ai mai sari și la alții la bătaie? Nu, cu nimeni. Când am cinstit, avem cu alții relații. Dar nu, de atunci, de când nu mai cinstești? O bați numai pe Irina? Nu, sari la bătaie, numai la Irina sau nu? Eu susțin că tot o luat și o bătut-o raz trecut și... Pe vecina voastră? Da, pe o vecină de acolo din Crimea. Dar zi-mi, te rog, de la bărbați sari la bătaie? Și o luat și o bătut-o pe vecină, dar și nu iertat. Bărbații te înțelegi pentru că îți pot răspunde, nu? Da, da, bărbatul poate să-i dea înapoi, că are și acela forța pumnului. Dar femeile îi mai simt. Am bătut sosietca, dar ea nu spune de fixa că a bătut una și a dișcat capul și a chicat moarte și a venit scoare și a luat-o de mare. Nu, noi vorbim de tine, Ruslan. Dar vezi, ea spune de mine că am bătut sosietca. Deci mama ta primește pensia ta de invaliditate neștiind măcar ce diagnoză ai, da? Care spune durerile lui. Așa înțeleg. Dumneavoastră, e important că pensia lui o primiți. Dar ce boală are el, mai puțin contează. Că la stomac, că la cap. Boala. Care boală? La stomac sau la cap? Că nici măcar asta nu știți. Ucicate pe bieși cu capul. Păi, dar până acum mi-ați vorbit despre stomac. Ei, cu stomacul înainte am avut probleme, dar stomacul s-a regulat, dar cu capul. Dacă mă nervez, mă... Și ce faceți ca să-l tratați, doamna Fiodora? Dacă tot ați zis că a fost slăbut și bolnăvior, cum îl tratați pe el? Ei, cum? A fost la bolniță, la rezina, a fost nu, atunci. Acum, cum îl tratați? Că pensia tot o primiți acum. Pensia se primește ca să fie tratat. Cum îl tratați? Bugi mai bine când se nervează. Ce bea? Bun de cap, bun de cap, bun. Pastile. Ei, ei nu înțeleg de bun. Ei, pastile. Dar știi pentru ce le bei? Ei, am dacă acolo scrie că e bun de cap. Dar pentru ce le bei? Ce efect trebuie să ai? Liniști, să nu mă doai cap. Să te liniștești? Da, să liniștească nervul. Așa, da. Și des le bei? Nu chiar des, așa, când mă nervi.